Testarea pentru COVID-19 se poate face și în cabinetele medicilor de familie din România. Există un ordin care reglementează acest aspect, atât activitatea de testare cât și plata personalului medical implicat în această activitate. Unii medici de familie au estimat că această activitate durează cel puțin 10 minute, în plus în condițiile în care ar veni atât persoanele de pe lista medicului respectiv, dar și persoane care nu sunt pe lista acelui medic. Pe de altă parte, atunci când vine vorba de plata acestei testări de 50 de lei per activitate. Unii medici spun că este o sumă cam mică. Aș vrea să vorbim în detaliu pe acest subiect cu doamna doctor Daciana Toma, secretarul Societății Naționale de Medicină a Familiei și medic primar de medicină de familie. Ce părere aveți despre acest tip de testare? Era necesar în cabinetele medicilor de familie? În primul rând, trebuie spus faptul că sunt foarte mulți medici de familie care testau în cabinet și înainte de apariția acestui ordin, fiecare a procedat așa cum a considerat că este mai potrivit pentru comunitatea respectivă, comunitatea pe care o deservește. Ce face acest ordin? Acest ordin, de fapt, vine să cumva să reglementeze, introduce nou plata pentru testare. Dumneavoastră spuneți, ați identificat, de fapt, trei probleme. Cum facem cu timpul? Cum, de fapt, cum gestionăm timpul pe care, până la urmă, ori, absolut orice manevră presupune uh, timp alocat. Da? Pentru că așa aici nu este uh, uh, doar manevra respectivă. Hai să spunem așa, de testare gratuită vor beneficia doar pacienții care se încadrează în definiția de caz. Deci este foarte important să transmite mesajul că nu este, uh, până la acest moment, nu este testare gratuită pe care să o putem oferi întregii populații. Absolut oricui vreau să mă testez și mă duc și fac test pe banii casei. Deocamdată nu. Testarea se face doar pacienților simptomatici și nu orice fel de simptome, ci acele simptome care se încadrează în definiția de caz. Eram deocamdată la partea de uh, timp alocat. Deci, pe de o parte, trebuie să ai o anamneză, da? să știm despre ce vorbim, dacă pacientul acela este eligibil sau nu. În, uh, al, doilea, uh, în al, al doilea punct este faptul că, sigur că da, datele trebuie introduse în sistem. Deci, da, există un timp pe care trebuie să îl aloci aceste activități. O altă problemă pe care ați identificat-o a fost legată de faptul că s-ar putea să, cu gilimelele de rigoare, să se amestece pacienții, adică să am pacienți cu simptomatologie pe care să-i testez să vedem dacă sunt pozitiv sau nu, pacienți care, sunt, care, nu sunt infectați, nu? care vin pentru alte probleme. Aici depinde foarte mult de modul în care medicul și asistenta organizează activitatea în cabinet, în sensul că este de nedorit ca pacienții să vină fiecare când vrea el cu atât mai mult de 2 ani de zile de când suntem în plină pandemie, activitatea la cabinet este de dorit să se desfășoare în baza unor programări clare, ferme și chiar dacă tu ai simptome sugestive pentru infecția cu COVID, și ești speriat, nu este cazul să dai buzna la cabinet. Trebuie să suni, să ai o programare. Și atunci eu cred că medicii de familie își vor organiza activitatea de testare astfel încât să nu pună în pericol ceilalți pacienți. Există discuții pe grupurile medicilor de familie dacă sunt necesare circuite separate pentru pacienții, persoanele care vin la testare, respectiv ceilalți pacienți, pe de o parte. Și o altă întrebare este cea legată de program, pentru că în ordin se spune că testarea poate fi făcută în timpul programului medicului de familie, în afara programului acestuia, precum și la centrele de permanență. Pe de o parte. <coughs> Nu este precizat în ordine faptul că trebuie să existe circuite separate, adică nu trebuie clar desemnate și de foarte multe ori, norocul nostru că nu este menționat acest lucru, pentru că foarte multe cabinete medicale sau dispensare medicale nu ai cum să realizezi astfel de circuite. Este clar din punctul meu de vedere că orice medic, orice cadru medical, că medic, e asistentă va depune eforturi să, ca pacienții să nu intre în contact. Pe de o parte, nu-i cheamă deodată sau uh, alocă o încăpere, o anumită încăpere pe care o folosește într-un anumit moment activității de testare. Repet, ideal ar fi ca activitatea de testare să nu se întâmple uh, intercalat cu consultațiile curente. Acum am avut situații în care de fapt uh, am avut pacienți care au venit pentru rețeta cronică uh, pentru boala lor cronică și uh, din uh, cum se prezentau am zis mă, stai un pic că bă, aveți o problemă s-a dovedit după aia că erau infectați cu COVID adică uh, să nu credem că pacienții vor face o distinție foarte clară și neapărat pacienții care vin pentru rețeta cronică bag mâna în foc că nu sunt infectați cu COVID. Deci să ne iasă din cap acest lucru că avem clarificat ăsta e grupul cu COVID, ăsta e grupul care nu este infectat cu COVID. Pornește la premiza că cel din fața ta s-ar putea să fie infectat COVID, ca personal medical în cabinet te protejezi și în metodologia de supraveghere este menționat faptul că personalul medical echipat corespunzător nu este considerat contact direct al unui caz pozitiv și încerci să îți educi pacienții, să interzici acele apariții inopinate la cabinet când te pomenești cu ei la ușă. Insist asupra mesajului că nu orice pacient poate să beneficieze de testare gratuită. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că am pățit săptămâna trecută, am fost în situația în care Apare o pacientă tânără, venea pentru rețeta bunicii și îmi spune și vreau să fac și un test. Și am rămas, adică, de ce? Zice, nu mă simt prea bine? Păi, și dacă nu te simți adică cum? Zic atunci ce cauți aici? Ce cauți aici? Și când am insistat, de fapt, nu avea nimic, își dorea, era curioasă și vrea să facă un test gratuit. Sunt foarte multe situații. Până la urmă, a lucrat cu oamenii nu te lasă să te plictisești. Ai întrebat despre programul de activitate. Noi am cerut, noi am cerut la negocierile pe care le-am avut cu ministerul și cu casa să nu mai existe acea îngrădire cu bând în timpul programului, în afara programului, pentru că de fiecare dată când au existat astfel de îngrădiri, totul a fost, s-au complicat foarte mult lucrurile. De ce? Noi am spus așa. Se poate întâmpla să ca medicul să hotărască că face ziua de vineri zi de testare. Sau vrea să facă seara după ce a terminat și el programul și contratura programul. Vrea să facă seara testare, după aia nu faci testare, într-un cabinet sau unde o faci, pui lampă, după aia totul, eu pot să dezinfectez pe acolo, să faci lucrurile așa cum este bine pentru, pentru activitatea ta. Niciun medic nu vrea să-și infecteze personalul, niciunul nu vrea să infecteze ceilalți pacienți, pe de altă parte, dacă își dorește să facă testare, trebuie lăsat să facă testare. Revenind la partea cu pacienții care trebuie educați și cumva uh, conștientizați că se pot infecta oricând și oriunde, am uh, auzit medici de familie care sunt uh, reticenți în a face testare în cabinete pe motivul că ar putea fi acuzați, de către pacienți care vin și așteaptă pe hol până să intre la medicul respectiv, că s-au infectat la cabinet pentru că s-au întâlnit cu alți posibili pacienți cu COVID-19. Din nou, insist asupra faptului că activitatea în sistemul sanitar, că nu doar în cabinetul medicului de familie trebuie să se desfășoare în baza unor programări ferme și aici vin cu o completare, în medicina de familie există uh, această practică, Are, uh, am o programare pentru un pacient și când vine, știți, -am, uh, aș mai avea o problemă și pentru altcineva. Ține de educația pacientului, ține de uh, cât de Tare, eu ca medic îmi păstrez regulile. Știi? Cât de tare rezist, sunt eu dispus să respect regulile pe care le-am stabilit împreună cu pacientul. Nu sunt vremuri să ne tot plimbăm și să ne tot jucăm. Nu ai de ce să ai pacienți care. Bun, se poate întâmpla să ai o întârziere de 5 minute, dar nu nu sunt vremurile în care să ai o ceată de pacienți așteptând pe hol.